Salutare, oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să călătorim împreună gustativ în lumea culorilor și aromelor mediteraneene. Ce voi pregăti? Ciorbă de pui cu turmeric și lămâie, o rețetă plină de prospețime și savoare. Vă promit că această combinație de arome va transforma fiecare lingură într-o explozie de arome. Sunteți gata să descoperiți secretul unei ciorbe de pui care vă va cuceri? Haideți să începem! Pentru această ciorbă, eu am folosit o jumătate de pui de țară, pui pe care am să-l fierb, pentru că nu am nevoie de tot, este un pic cam mult. O să-l pun întreg, într-o oală sub presiune, împreună cu două foi de dafin și puțină sare. Îl acopăr cu apă și îl fierb pentru 20 de minute. În oala sub presiune, acest timp este suficient pentru ca puiul să fie gata și carnea să se desprindă de pe os. Din această supă o să am nevoie de doar 2 litri, restul am să o păstrez, o pun la congelat și este foarte bună atunci când o să fac risotto sau anumite sosuri. Cât timp puiul stă la fiert, o să curăț un morcov, 2 cartofi, o ceapă, 3 căței de usturoi și aproximativ 4 roșii. Am să tai acum grosier legumele. Roșiile am să le curăț de pieliță. O să trec cu lama cuțitului peste ele, așa se vor curăța mai repede. Aștept până când supa este gata. Când este gata, o să scot carnea de pui. O să las să se răcească. Dau supa la o parte. Pun o altă oală pe foc. În ea adaug 2 linguri de ulei de măsline, legumele, și le călesc pentru aproximativ 3-4 minute. După care adaug o linguriță de turmeric, sare, piper, aproximativ 2 litri de supă, pun capacul și las să fiarbă până când legumele se înmoaie. Între timp am să iau carnea de pui de pe oase. Cu cuțitul o mărunțesc. Cantitatea de carne este mai mult decât suficient pentru câtă supă am să fac. Am să o las acum deoparte, până când supa este gata. Când legumele au fiert, o să opresc focul, iau capacul și blendez totul. Storc o jumătate de lămâie. Potrivesc de sare și piper. Pun și carnea de pui. Pun supa în castron. Îi adaug pătrunjel, puțin piper negru și este gata. Hai să vedem ce am făcut. Mamă, fantastică!